Alegerile desfășurate astăzi au adus nu doar momente de decizie politică, ci și o atmosferă de sărbătoare în nordul țării. Cetățenii au ieșit la vot întâmpinați în unele secții de votare cu muzică și tradiții locale. În unele localități, secțiile de votare au fost animate de cântece populare care au creat o atmosferă festivă. În altele, membrii biroului de votare au adus un omagiu tradițiilor, îmbrăcându-se în straie naționale. În satul Mărândeni din raionul Fălești, oamenii au fost întâmpinați cu muzică. Astfel, ziua alegerilor a devenit nu doar un exercițiu democratic, ci și o ocazie de a celebra cultura și valorile naționale într-o atmosferă optimistă. Păi, într-adevăr, este o sărbătoare mare, pentru că astăzi sunt alegerile la funcție de președinte a Republicii Moldova și a referendumului republican constituțional. Dacă este sărbătoare, atunci să cânte muzica și sătenii să se apropie cu o dispoziție mai bună. Oamenii spun că ziua alegerilor e mereu prilej de sărbătoare pentru ei. Las și sărbătoare și pași pe lume. Șeacă și, da, altceva nu vrem, pași, sănătate vrem. Și în fiecare an, în tot anul și. Când e alegeri, tot vreme e muzică. La noi în sat, tot vreme e sărbătoare. Cum să știm sărbătoare? Să alegi președintele Republicii, să alegi referendumul. Sărbători, tot vreme sărbători. Tot e bine, tot e frumos, o dau bojica și soare, căldură, dacă Dumnezeu intră și în Uniunea Europeană și tot e bine. În secția de votare numărul 52 din Bălți, membrii biroului de votare au purtat ei cu mândrie, transformând procesul electoral într-o adevărată celebrare a identității moldovenești. De când activez în calitate de președinte, mereu am implicat muzică să fie mai vesel, să fie o senzație de sărbătoare. Eram mereu sus alb, toți membrii îmbrăcați, jos, mă rog, să arătăm totuși frumos. A venit spontan, ieri, chiar ieri dimineață ne-a venit spontan în ideea. Și așa și am realizat-o, am avut posibilitate. Deja este o tradiție în cadrul biroului nostru, mai precedent am fost alb-negru, diferite combinații. Însă data aceasta a venit o idee să fim în costum național, să purtăm haina noastră națională, căci ne mândrim cu haina națională a Republicii și a țării. Și a venit și toți membrii au fost de acord. Acest tânăr a venit să voteze pentru prima dată. Reacția lui a fost neașteptată. Я не ожидал как-то такой реакции, то есть, ну, просто как бы выборы, просто голосование, а тут аж настолько, что первых людей, которые первый раз приходят, настолько сильно встречают. Удивительно, не ожидал такого.